analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine, începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Mihaela Andreescu. Bun găsit, doamnelor și domnilor, de la această oră stăm de vorbă cu prefectul de Gorj, domnul Marcel Iacobescu, este aici alături de mine și de dumneavoastră și timp de aproape o oră o să discutăm despre problemele, realizările, succesele sau insuccesele de aici din Gorj. Bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit, bună ziua tuturor ascultătorilor dumneavoastră, mă scuzați. Să știți că sunt și telespectator, că suntem în mediul online, așa că da, ne aude și ne vede toată lumea. Bună ziua și lor! Da. Avem o incidență mai bună, aș putea spune, pe Gorj și pe Târgu Jiu și puțin mai devreme înainte de a intra în emisiune, chiar v-am întrebat cum stăm, că toată lumea întreabă cu paturile la ATI, cu cei care s-au vindecat deja, care sunt destul de mulți, mulți mai mulți decât cei care nu. E foarte adevărat. Spuneam în săptămânile trecute că vom avea un stadiu de platou cu o ușoară descreștere și după aceea cifrele vor începe să scadă. Suntem exact în perioada aia în care cifrele privind incidența scad. Am ajuns undeva la 3,33 pe județ incidența. Mai avem vreo 45-40 de localități în scenariu roșu, dar ușor-ușor vor ieși și acestea. Târgu Jiu e undeva la 3,46 și știm bine că tonul la incidență îl dau orașele mari, municipiile. Târgu Jiu, Omotru, care datorită faptului că în perioada care a trecut oamenii au înțeles să meargă să se vaccineze, uite că se văd rezultatele. Începe să scadă incidența, începe să scadă presiunea pe spitale și asta e un lucru care e mai îmbucurător, să zicem, decât scăderea incidenței, pentru că de dimineață, ca să dau un exemplu, erau la ATI 3 paturi libere, era unul la Cărbunești și două la Târgu Jiu. Acum să înțelegem, nu înseamnă că astea vor rămâne libere, sunt libere. În momentul în care s-a făcut raportarea, atunci instant, acestea erau libere. Între timp probabil s-au fi ocupat, pentru că știți bine că paturile de ATI niciodată nu rămân libere. Am scăzut undeva pe la 313 astăzi bolnavi care erau pe paturile de COVID. Asta, cum să zic, în urmă cu 3 zile aveam în jur de 350 de bolnavi internați pe paturile COVID. Astăzi, iată că erau 313 și cifrele încep să scadă. Și cei mai mulți, încă o dată să specificăm, se fac bine, adică pleacă da, tratați. Adică, haide să nu raportăm, vedem, într-adevăr, mor zilnic oameni. Este adevărat. Dar vedem că cifrele sunt așa, 5-6 persoane care au murit. Rar am avut, eu știu, 10, poate chiar 16 am avut uneori, dar în ultima perioadă vedeți că oamenii pleacă bine, pleacă sănătoși. E adevărat că ne ducem iarăși și ne raportăm la anumite date, la anumite situații și vedem că, din păcate, cei care nu mai ies din spital sunt cei care nu s-au vaccinat. Pentru că acolo sunt cazurile grave, acolo sunt situațiile mai deosebite, mai speciale. Da, astăzi a apărut și primul caz de gripă în România. Este semnalat în București și chiar spuneau specialiștii că a fost și anul trecut ceva. Dar datorită faptului că s-a purtat mască și lumea a fost un pic mai precaută, nu am avut așa cum erau în alții ani, pentru că și de gripa aceea știm cu toții că se ajungea în spital și de cele mai multe ori cei care mai aveau și alte boli pățeau același lucru. Așadar, persoana respectivă a făcut teste și la COVID a ieșit negativ și la această gripă a ieșit pozitiv, deci primul caz a apărut și de cealaltă gripă. Mă întrebam de ce se vaccinează lumea cu antigripal, că au început să se vaccineze pe la spital, pe la cabinetele medicale. Este pe piață, să spunem așa, este în cabinetele medicale, este vaccinul antigripal. Îi sfătuiesc pe cei care știu că de fiecare dată au avut probleme în perioada rece, în sezonul rece,
au probleme cu gripa sau au avut forme mai severe, să-l facă, pentru că nu există niciun fel de incompatibilitate, din câte spun specialiștii, între cele două vaccinuri. Păi da, eu am făcut în decembrie antigripal și în ianuarie am făcut anticovid. Iată un exemplu în fața noastră. Și n-am murit. Asta e, așa spunem tot timpul. Ne dăm pe noi exemplu, cu toate că știți cum se spune, nu-i bine să dai exemplu pe tine. Dar să știți că mi-a fost foarte frică. Deși spunea la o lună pot să, da, am trecut prin niște emoții. Nu v-am întrebat care a fost agenda acestei săptămâni, având în vedere că, iată, este sfârșit de săptămână, ați avut activitate, cum zic, supraaglomerată, pentru că sunteți unul din prefecții care nu prea stați în birou. Să știți că mă țin câteodată cu forța în birou, pentru că efectiv sunt maldere de documente de semnat. Da, măcar semnează-le pe astea, nu? Da, și câteodată mai face, mai în glumă, mai în serios, le spun că voi vreți să mă arestați în birou și să mă țineți aici tot timpul semnând la documente. Nu e felul meu și știți bine că am ieșit pe teren chiar și sâmbătă, duminica. Deci, ați avut o săptămână grea din punctul ăsta de vedere? O săptămână ca oricare alta. Nu știu, mie, probabil pentru că am fost învățat cu activitatea asta așa, cu heirupul, cu alergatul de colo-colo, nu mi se par ieșite din comun. Cert este că văd în jurul meu că colegii din prefectură spun că e o perioadă cam aglomerată, că e mult de muncă. Acum, e mai mult de muncă decât altă dată și cer, de ce? Îmi cer scuze dacă le dau mai mult de muncă, dar asta este, trebuie să muncim. Pentru aia suntem acolo, suntem în slujba cetățenilor. E adevărat că uneori suntem percepuți și greșit, pentru că multe din sesizări, din ceea ce vine la noi, nu este de atributul nostru. Da, că vă dau exemple, că mă sună de multe ori oameni sau vin sesizări pe mail că primarul nu este la serviciu, că e pontat nu știu cât și e plecat, nu știu, pe tarla sau să-și ducă lemne acasă. Bun, nu e treaba noastră asta. Eu o să le spun... Voi l-ați ales. De ce acum vă uitați la prefectură? Nu, prefectura nu are, până la urmă, nicio treabă cu activitatea lor. Primarul nu e numit, lor, este ales. Nu este, este ales de oameni, e demnitar, nu poți să-i spui că are un program de la ora la ora, la fel cum este și la noi. Nu poți să-i că am un program de la 8 la 4 și după aia plec acasă. Nu, tot timpul sună trebuie telefonul. Să fiu la dispoziție. Sună telefonul, răspunzi ziua, noaptea, asta este. Acum am înțeles că dumneavoastră sunteți cel care vreți cu tot din adinsul să fie cumva renovat și repus în parametri și acest palat administrativ. Ne spuneți ce ați găsit acolo și ce se poate face și mai mult. Știu că sunteți un om modest, de-aia parcă scot așa cât pot de greu câte un răspuns de la dumneavoastră, dar e bine să se știe și să spunem și oamenilor că multe lucruri care în aparență arată extraordinar, în profunzime arată deplorabil. Da, eu probabil m-am îndreptat mai mult sau îmi sar în ochi lucruri din asta pe partea administrativă care altora nu le sar. Spre exemplu, am văzut că de pe stema de la intrarea în prefectură lipsește emblema Moldovei. Da, da, ați dat acum și titlul de știri. Da. Da, bun, în perioada următoare... N-a observat nimeni până acum. S-au făcut demersurile, da. În perioada următoare o să achiziționeze o stemă nouă care o să fie pusă acolo, mai ales că se apropie ziua de 1 decembrie și nu vrem... Să fiți taxați. Să fim așa, taxați, da. Pentru că mai sunt colegi de-ai dumneavoastră care ne mai ceartă, ne mai urechează că nu e un steag acolo sau, eu știu, ăla e rupt. Să știți că avem privire ageră. Experiența din spate, da. Fiecare are rolul lui și eu m-am bucurat de fiecare dată când cineva mi-a semnat la ceva. Zilele trecute am semnalat eu de pe geamul biroului. Am văzut, spre exemplu, că pe cele trei catarge care erau, sunt, cum vă uitați, la prefectură în stânga, steagul din mijloc al Uniunii Europene se ținea într-un singur șiret, să-i spunem. Da, ele trebuie să aibă trei puncte de legătură ca să stea. Bine că n-am bătut vântul mai tare. Dacă bătea vântul mai tare, lua. Adică sunt lucruri, nu știu, detalii care scapă multora. Eu încerc să le corectez și să le văd. Da. Bun, astea sunt așa mărunțișuri micuțe. Am înțeles că într-adevăr, v-ați dus și pe acoperiș, ați coborât și la subsol să vedeți cum da, e și ce luat, e și ce veți face. E un defect profesional. Am luat clădirea de sus până jos sau de jos până sus, că prima dată am fost în subsol. Să văd cum arată, să vedem
ce spații, pentru că duce în lipsă de spații, ce spații mai pot fi folosite de la birouri până la spații de depozitare și, mă rog, pot să spun că subsolul clădirii arată ca după război. Să ne punem și nouă niște poze, așa, pe pagina. O să vă pun după ce le curăț, ca să fie, să arate frumos. Și vedem ce ați făcut, da. Da, acolo sunt maldere de moloz, ce să vă zic, era așa televizoare un lacăt pus din 1900, toamna, din acelea, cum era odată Venus, tuburi de televizoare. Mamă, alea se vând așa de bine acum. Rafturi rupte. Telefon ăla grămezi, grămezi de moloz, ținută de PTAP, dacă mai știți ce este aia, da, cu pregătirea ținutului pentru apărarea patriei. Am prins, acele, știți, da. Eu am fost și șoimă patriei, albastre. Da, am fost și pionier. Da, găsești tot felul de mărunțișuri uitate de lume pe acolo. Am stabilit, am discutat cu președintele Consiliului Județean, pentru că, vedeți, fiecare aruncă vina de la unul la altul. Și spun, păi ce, acolo toate faceți sunt, o cameră muzeu, că sunt foarte frumoase, nu-s de aruncat. Sunt ale Consiliului Județean. Consiliul Județean zice, nu, nu sunt ale noastre. Păi sunt ale noastre împreună așa. Și hai să facem o cameră muzeu. Că am, foarte mulți copii să știți că nu știu cum arată, cum spuneați dumneavoastră, o ținută. Da, am stabilit cu președintele Consiliului Județean. Am discutat cu dumnealui, am spus că o să mai facem câteva adrese de înștiințări pentru instituții, către muzeu, către, să vedem, alte instituții care ar putea, arhive, care ar putea să recupereze ceva de acolo și să curățăm acel subsol, pentru că, până la urmă, subsolul clădirii nu este insalubru, se pot face spații de depozitare, pentru sunt materiale. O arhivă ceva. Nu mă ajunge până la arhivă, pentru că pentru arhivă sunt condiții speciale de păstrare. Dar sunt materiale pe care nu le mai folosești, le scoți din uz. Și urmează să fie pregătite pentru casare. Poți face un depozit pentru astfel de materiale. Sau, eu știu, se pot face multe. O să vă dau exemplu podul, da? Pentru că am urcat, trecând peste faptul că acolo este foarte multă mizerie de la Porumbei. Da, pe asta mă pregăteam să spun, că era acolo un culcuș de Porumbei. Da. Nu, sunt mii de culcușuri, probabil. Deci, prin reamenajare, prin reabilitare, se poate mansarda și se pot face niște spații frumoase acolo. Adică undeva deasupra biroului, prefectului, anticamere și toate astea se poate face pe partea, cum ne uităm la clădire, partea din stânga acolo deasupra se poate face o sală mare de ședințe. Pe partea din dreapta la fel. Între ele, pentru că este așa ca un hol, un hol de legătură, un platou de legătură, se pot amenaja două, trei birouri mari, frumoase. Extraordinar. Deci ăsta e un lucru chiar bun, că acum vedeți că totul e scump, ca și chirii, dacă te duci în altă parte. Unde să te muți, unde să te mai muți, că totul e concesionat, asta, vedeți, este condiționat și legat de acel proiect de reabilitare al clădirii pe care am vrea să-l facem, da, și pentru care am înaintat documentele. Bun, zilele trecute tot așa discutam și ne-am gândit la o soluție, cum să-i spunem, tehnică. Ar fi foarte în regulă dacă pe clădirea nouă, cea din spate, să-i spunem așa, care a fost lipită în timp de clădirea din față, de aia istorică, s-ar pune panouri fotovoltaice și se asigură independența energetică. Adică sunt foarte multe posibilități, foarte multe soluții. Să vă îmbunătățiți viața acolo. Totul este să vrei să faci ceva, să împingi lucrurile. Da. Și pentru cetățeni, dacă stăm să ne raportăm și ce facem pentru urbe? Pentru urbe. Păi, bun. Haideți să o luăm cu ce s-a întâmplat ieri, da? S-a aprobat un... S-au alocat sumele pentru încălzire de iarnă pentru Atamotru. Într-adevăr, am făcut mai multe proiecte de hotărâre de guvern în ultima perioadă. În două săptămâni, cred că am făcut trei proiecte pentru a-l ajuta pe domnul primar de la Motru. Cu toate că dumneavoastră ne-a mai criticat și ne critică așa tot timpul. Trebuie să știți că încearcă foarte mult, de multă vreme. Numai eu câte emisiune am făcut împreună cu dumneavoastră, se trage în semnale de alarmă. Probabil, s-audă cei de la București. Probabil a avut impresia că nu vrem să-l ajutăm. Nu. Deci, în trei zile, în ultimile trei zile, am făcut două proiecte de hotărâre pentru a reveni și reveni asupra lor. Bineînțeles, nu i-am mai solicitat dumneavoastră note fundamentare, am făcut-o noi direct, le-am semnat documentele și eu și președintele Consiliului Județean și le-am transmis. Într-adevăr, nu
au alocat din fondul de rezervă tot ceea ce am cerut, pentru că noi am cerut o sumă mult mai mare, să zic, de vreo 5 ori mai mare decât ceea ce a alocat. Și ajunge pentru iarna asta ce e acolo? Dar este ceva, pentru că sunt 3 miliarde 800 de lei care s-au alocat. 3 milioane 800 de lei noi, mă scuzați. Și decât nimic, da, e ceva, adică îl ajută și vom vedea la anul dacă se va mai alimenta fondul de rezervă și se vor mai face alocări bugetare să susținem, pentru că până la urmă, știți cum e, nu ne gândim că este un om acolo sau este de o anumită culoare sau nu, până acolo sunt locuitori ai județului. Și mai e ceva, ați văzut că se vehiculează, că nu o să mai fim lăsați nici să facem foc în sobă cu lemne, noi cu pădurile, vorba aia lângă noi, oamenii se sperie, gazele sunt scumpe. Pe ce să spui centrala până la urmă? Nu știu, sau curentul, nu mai vorbim, e și mai scump. Cu ce te încălzești la iarnă? Sau ce facem? Facem și noi, cum ziceau chinezii, că fac un soare artificial, să-l punem iarna pe cer? Nu o să ne ducem spre acele variante sau, eu știu, soluții de-astea extremiste chiar vis-a-vis de vreme și de univers. Da, care apar pe net, ați văzut, că pune 3 lumânări și nu știu ce ghiveci și așa mai departe și încălzești o cameră. Nu astea sunt soluțiile. Noi trebuie să ne gândim că, într-adevăr, avem o țară cu un fond forestier destul de mare, suntem, din punctul ăsta de vedere, suntem bogați. Care mult a plecat afară, că ați văzut și asta. Bun, mai este și pentru noi. Este. Și să punem în continuare. Inițiativele sunt lăudabile ale celor care mai plantează. Asta voiam să zic, că cei de la Direcția Silvică, oamenii de acolo, au zis că în fiecare an fac campanii de împădurire. Am participat și eu și alții au participat la astfel de campanii. Noi o facem de regulă demonstrativ, dar poate ar fi bine totuși să ni le creionăm în activități, să le permanentizăm așa și să fim poate un exemplu și pentru cei mici pe viitor. Este foarte important, pentru se pot face sunt nivelări. Dau un exemplu. E adevărat că situația asta cu pandemia și cum am dat lucrurile peste cap, viața peste cap. Dar înainte, vă faceți aminte, și știu că se mai practicau. La o oră de dirigenție, dirigintele își lua elevii, vorbea cu celălalt Direcția Silvică. Ești om dacă plantezi un pom, nu? Alții au plantat păduri. Da, așa e. Da, se pot face, dar, deci, revenind la asta, știți că prin excelență românii la țară se încălzesc cu lemne. El, vă spun sincer, chiar dacă are gaze în casă, dacă nu are o sobă într-o cameră, două, nu e de-al nostru sau nu e de acolo. Veșnicia s-a născut la sat, teracota acolo, e mama ei. Da, și toți ne aducem aminte și de sunetul și de mirosul de lemn din sobă, care nu se compară cu nimic adevărat, acum intrăm în nostalgie. Mergeam la bunici și stăteam la gura sobei, iarna veneai de la Săniuș și te încălzeai la sobă. Astea sunt, nu poți să le egalezi. Într-adevăr, mai departe nu știu ce va fi. Probabil va trebui ușor să trecem la o altă modalitate de a ne asigura căldura iarna. Acum, nici nu o să spun... E o conjunctură mondială, acum să spunem și pe asta, că nu numai noi suntem cei care trecem prin problema asta majoră. Și pădurile ajung la o limită unde nu mai poți să le mai tai, pentru că trebuie să-ți asigură oxigenul. Și gazele o să se sfârșească până la urmă, pentru că nu sunt la infinit și nu o să avem. Da, s-a ajuns la pompe de căldură, schimbătoare de căldură. Dumnezeu știe ce va fi mai departe. Probabil, nu știu, se va produce hidrogen prin... diferite tehnici, pe conductă va circula hidrogenul, va mai circula gaz metan. Nu putem să prevedem ceea ce e în viitor, pentru că dacă am ști ce se întâmplă, am ști cum să ne pliem pe fiecare activitate. Chiar astăzi citisem un articol și spuneau că până la urmă cea mai mare poluare la care nu se gândește nimeni este și cea de pe ape, de pe fluvii, de pe râuri. E vorba de marile vapoare și nu numai transportatoare de materie primă, acolo toată lumea închide ochii, adică acolo nu te mai gândești, băi, și ăla produce și ăsta merge cu același lucru. Zilele trecute pe Discovery un reportaj vis-a-vis de gunoaiele și mizerile aruncate în mări și oceane, adică nu neapărat aruncate, cât ajunse acolo și cum influențează fauna acolo și nu se văd, viață. Cel puțin de moment, da.
Da, și că se depun. Erau într-adevăr, deci le prindeau cu plasele la mari, erau cantități imense. Deci nu-ți venea să crezi când vedeai că sunt bidoane, cădițe și tot felul de chestii astea care te întrebai doar cum a ajuns la ocean. Exact. Și dacă tot vorbim despre gunoi, haide să facem un popas și pe acest subiect aici în Gorj și mai ales în Târgu Jiu. Puțin înainte de a intra în emisiune am vorbit și despre aspectul ăsta, că vom avea, spuneți noastră, am prins așa o idee, vom avea un pic de suferit. În ce sens? Nu neapărat de suferit, cât de furcă datorită unor viduri legislative, pentru că avem o discuție la momentul ăsta în instituția prefectului vis-a-vis de modul de taxare pentru gunoi, da? Pe persoană, pe gospodărie. Bun, s-a mers în principiu pe taxarea pe gospodărie. Dacă ne-am duce, în lege spune că taxarea se face după calitatea și cantitatea serviciului prestat. Ok. Ce înțelegem prin cantitatea acum? Unii ar spune kilograme. Cât am ridici, da. Da, câte kilograme de gunoi îmi ridici. Bun, dar eu poate înțeleg că, nu, cantitatea serviciului prestat este un tomberon pe săptămână. Și nu poate să mă combată nimeni. Pentru că este o cantitate a serviciului prestat. Și îi spun un tomberon pe săptămână de gospodărie sau de familie. Și sunt discuții pentru că legislația aceea e foarte evazivă. Avocatul poporului a dat undeva o hotărâre prin care spune că taxarea pe gospodărie nu este în regulă, pentru că nu este echitabilă și ar fi mai ok taxarea pe persoană. Bun, dacă ne ducem la taxarea pe persoană, o să lovim exact în categoriile defavorizate. Adică într-o casă săracă unde sunt 8 membri, mă duc și taxez pe fiecare cu câte 2 lei, o să-mi iasă 8 ori 2, 16. Iar unde o împărăție mare și sunt numai 2, o să le iau 2 ori 2, 4 lei. Și atunci unde este echitatea? Pentru că la așa este sărac. Și nu prea are ce arunca, nu are nici ce mânca, așa. Iar în partea cealaltă... Opulența. Da. Aici undeva încercăm să găsim, să armonizăm tot ceea ce este și să facem o propunere de modificare a legislației, să înaintăm, avem parlamentari de Gorj, o să-i rugăm să promoveze și să vedem cum găsim să adaptăm textul de lege în așa fel încât până la urmă UAT-urile să-și stabilească modalitatea cum taxează acest serviciu. Ce probleme au acestea? Că bănuiesc că aveți ședințe repetate cu primarii. Ce mai semnalează? Ce le lipsește? Sau tot de drumuri, poduri și podețe se vorbesc? Adică aici e cea mai mare problemă. Și trebuie să vorbim și despre asta, pentru că a venit frigul, sunt minus 3, minus 4 grade. Nu știu pe unde se lucrează, dacă se mai lucrează sau s-au sistat lucrările. Acum, de lucrat se lucrează. Fiecare pe unde și-a făcut proiecte, pe unde are investiții. Nu putem, să mergem noi în fiecare localitate să ne ocupăm de ceea ce trebuie să ocupe edilul urbei acolo. El este ales de oameni, nu avem nicio relație de subordonare o instituție cu cealaltă. E adevărat, atribuțiile noastre sunt mai mult de verificare, de control, de îndrumare și de asta am spus și am accentuat de îndrumare, pentru că asta vreau să întâmple de aici înainte. Adică vă întâlniți mai rar cu ei sau o dată pe săptămână? Sau nu, cu primarii numai când au probleme, ușele a fost tot timpul deschisă. Chiar astăzi am avut 3 primari din județ care au trecut pe la mine, pe la birou, am discutat problemele pe care le-au avut, încercăm să-i ajutăm cu tot ce se poate, încercăm totodată să stabilim un mod unitar de lucru în tot județul și să-i armonizăm, pentru că într-o parte unele lucruri se fac într-un fel, în alta în alt fel, și cumva să așezăm lucrurile de așa natură încât modul de, eu știu, de a gândi, de a face anumite documente, de a le întocmi, să fie unitar, să aibă un model pe care se bazează pe prevederile legale pe care să meargă. Pentru că sunt situații și situații pe care le întâlnim. Având în vedere că, iată, de puțin timp am intrat într-o altă stare de alertă, cu alte restricții, noi suntem într-o incidență mică și suntem de-a dreptul frustrați, că se zice așa, că sub 6 la mie avem voie să stăm fără mască, să lucrăm 5, nu, la
cea care a fost. Da. Așa. Acum, de asta și zic că suntem frustrați, că noi suntem un oraș și un județ care stăm bine și totuși intrăm sub incidența unei hotărâri de guvern și a unei stări de alertă care ne impună foarte multe lucruri și aici vreau să ajung la certificatul acesta foarte contestat verde și ce mai spun comercianții, că aveți întâlnire cu toată lumea din Târgu Jiu. Este o perioadă mai dificilă pentru comercianți, într-adevăr. Am mai stat de vorbă cu unii dintre ei. Au făcut petiții, au făcut tot nu, felul. Nu, dar ne întâlnim. E un oraș, până la urmă, micuț, în care ne cunoaștem fiecare cu fiecare, ne întâlnim pe stradă și omul te întreabă. Bun, acum, rata de incidență și situația bună în care se află județul se află unor măsuri care au fost luate în perioada imediat care a trecut. Da, știți foarte bine, cu controle, cu verificări, cu tot ceea ce s-a întâmplat, pentru că în județele învecinate nu s-a prea întâmplat ce a fost la noi și nu au apăsat atât de tare pedală pe respectarea restricțiilor. Ei, dacă noi ne aflăm undeva la 3.33, ei se află la 6.8, la mie și cu spitalele mult mai sufocate, cu alte probleme, cum au fost și la noi în perioada anterioară. Dar ce le facem? Că și cifra de afaceri ale acestor societăți a scăzut, iar dacă scade, se știe că la bugetul de stat nu mai poți aduce atât de mulți. Adică, nu știu, nu e un echilibru. Înțelegeți ce vreau să spun? Știu, da, știu, vă înțeleg. E... Bun, nu pot să zic că am soluția acum pentru ei, că am mai dat într-o emisiune trecută exemplu și am spus că găsisem o soluție în mall pentru a degreva comerciantul care este acolo cu produse alimentare și a-l face să aibă mai mulți clienți până la urmă pentru a-l ajuta. Bun, nu au fost acceptate la nivel național pentru că directivele... Așa a fost protocolul vis-a-vis de... Da. Asta este legislația, cu toate că mie, cel puțin, mi s-a părut foarte bine gândită. Oamenii s-au aplecat pe tot ceea ce însemna și protecția oamenilor și a personalului lor și a ceea ce se întâmpla în restul spațiilor comerciale. Da, dar suntem... Bun, cum ziceți? Dar suntem pregătiți să asistăm și la pus la cătu pe asemenea spații comerciale? Adică nu știu că dacă mai durează încă starea asta de alertă mai are vreo 2 săptămâni și pe mă nu știm ce vine. Poate chiar trei, da, aveți dreptate. Ce ne facem? Nu avem ce să facem cu ceea ce am făcut și până acum. O să fim toți la un nivel de subzistență, un nivel mai mic și văd care, vedeți, efectul e cu totul altul. E de bumerang și vine de afară, că vorbeam noi și de cifrele de vaccinați, de Olanda, Danemarca, vaccinare de peste 83% și cu toate au astea probleme de restricții acum. Impun restricții mai mari decât la noi. Valul 5. Valul 5 pe care, nu știu, dânsii se, cei de dincolo văd că se pregătesc de acum pentru el. Noi discutam săptămâna trecută și ziceam că ne așteptăm undeva după februarie să vie să fie un alt val, că cam ăsta ar fi, dacă ne uităm în ceea ce s-a întâmplat anterior, cam ăsta ar fi ciclu. Dar undeva, vedeți, înainte de sărbători, după sărbători, acolo se întâmplă vara, intră în stadiu de latență, e cald, nu mai stă atâta îmbolnăviri. Cu IPJ-ul vă întâlniți frecvent, au dat foarte multe amenzi, ce v-au spus, că ziceați că și datorită acestor controle lumea a fost un pic mai responsabilă de teamă, nu? Că ți-e frică de un control. Cu inspectoratul de poliție chiar ieri am avut întâlnire cu șeful inspectoratului, am discutat puțin pe această temă, mă rog, le-am luat pe fiecare la rând, am discutat și pe tema asta și dumnealui mi-a recunoscut același lucru, a zis că stăm bine datorită controlelor pe care le-am dispus acelea acum o lună, două, pe sălile de evenimente, pe spațiile aglomerate, pentru că oamenii, unii probabil n-au fost conștienți și au mai luat și amenzi, dar au început să conștientizeze că e nevoie de măsurile astea de siguranță, că până la urmă că trebuie să le păstreze, na? Că nu știu cât de convins în fiecare, unii sunt mai convinși și alții mai puțin convinși. Dar trebuie să le păstrăm pentru binele nostru, pentru binele copiilor noștri, pentru binele semenilor noștri până la urmă.
pe învățământ cu inspectoratul școlar și cu întâlniți ce a stabilit toată lumea întreabă, au venit testele pentru copii, n-au venit, sunt în școli, nu sunt în școli. Ca să nu vă mai spun că mai departe de asta este așa o teamă, cine le face, profesorii, învățătorii, unii vor, alții nu vor. Bun, asta se stabilește prin ordinea ministrului învățământului. Și vă depășește un pic. Vă degrevează, să zic așa. Da, să zicem că nu ne-am aplicat atât de tare spre zona asta, pentru că aveți încredere în ce fac dumneavoastră. Avem un șef, o șefă la Inspectoratul Școlar de Învățământ care știe ce face acolo. A luat toate măsurile de fiecare dată, inclusiv de trecerea școlilor în online atunci când a fost cazul, inclusiv de revenire. Deci dumnei își cunoaște foarte bine meseria, știe ce are de făcut și ne, într-adevăr, ne degrevează cumva de o parte din activități, făcându-și treaba. Cu ISU iar mă interesează colaborarea și discuțiile purtate, având în vedere că, iată, nu departe de mai ieri a avut loc un alt incendiu la un alt spital în Ploiești. Toată lumea se așteaptă ca verificările să fie făcute așa cum scrie lege, la 3-3 ore, sau cum au dumnealor acolo. Se dă vina pe instalații vechi, pe supraaglomerare asta... a lor. Deci, adică cumva să nu ne mai întoarcem la ce a fost. Da, ăsta a fost un motiv tot timpul. Ok, instalațiile vechi, supra-solicitate. Într-adevăr, este. Pentru că, întrebarea e ce am construit noi în așa 30 de ani, da, nu? Da, acele instalații și electrice și de oxigen și, eu știu, orice alte instalații care sunt în spital la momentul ăsta au fost calibrate pe un anumit număr de bolnavi, pe anumită capacitate a spitalului. Și dacă spui supraalimentezi cu, automat supraalimentezi și instalația exact, care e acolo. Azi, nu știu, a căzut, dar la ultimul incident a zis că totul a pornit de la o scânteie, de la două fire care erau apropiate, s-au topit, a făcut scânteia, oxigen prea mult și s-a întâmplat incendiu. Bun, în continuare, atât DSP-ul cât și ISU fac controlele pe care le-am dispus la momentul acela. ISU din 3 între ore verifică concentrația de oxigen în încăperi, verifică instalațiile electrice. Acum, odată cu degrevarea ușor-ușor a spitalelor de pacienți, instalațiile o să, să zicem, să-și revină la capacitatea lor de lucru. Da, și noi spunem asta ca să-i asigurăm și pe cei care au rude, prieteni, cunoscuți, vecini în spitale, că sunt pe mâini bune, că asta ne doare cel mai rău. Știu cum e și eu sunt sunat aproape zilnic pentru, eu știu, diferite persoane care sunt în spital și de care nu știu de ele, nu au niciun semn, nu... E sigur că totul este în regulă. Deci am avut o comunicare permanentă cu cei din spital. Și să le spun eu acum că am avut o emisiune cu managerul spitalului care spunea așa că poate să lase o cerere acolo și să aibă dreptul la o vizită pe perioada în care cel bolnav este în spital. Lumea nu știe. Dar li se dă de fiecare dată un număr de contact. Îi sună cineva sau pot să sune pe cineva pe un număr de contact acolo. Deci și știți, în Anglia am vorbit cu cineva și spunea că le ducea tableta asistentă la aparținători, aveau cumva stipulat lucrul ăsta și atunci când intrau în spital și odată pe zi, cel de acasă vedea starea pacientului. Deci, na, sunt la un alt nivel. Noi nu știu când vom ajunge acolo. Sunt camere, monitorizare. E adevărat, nu e greu de făcut, dar implică, la momentul ăsta, implică niște costuri și, sincer, dacă nu mai crește nimic, ea ziceți, nici pensii, nici salarii, nici alocații. Nu, dar eu înțeleg pe managerii de spitale. Pentru ce să investesc într-o, să zicem, o tabletă când pot să cumpăr medicamentele pentru doi bolnavi de banii aia? Și da, noi vorbeam de un mod ideal de a fi, de un spital în care, că vedeți, lumea cotizează, lumea scoate din buzunar, toată lumea de aici din România plătește acele ceaseuri și poate n-ai avut niciodată nevoie să intri în spital. Băi, frate, și intri peste 10 ani sau peste 15, că te operezi sau nu știu, te pansezi la o mână. Indiferent, și da, te doare să vezi, poate, modul în care, nu știu, stai acolo o zi sau două. Că nu e ceea ce visai tu, nu? Da, că nu e pensiune. Corect, nu ne ducem la spital ca la hotel. Într-adevăr, ar trebui să fie condiții care să-ți asigure un minim confort. Dar astea sunt spitalele noastre. Sunt secții unde s-a investit și Consiliul Județean, adică știu din perioada cât eram și Consiliul Județean, a investit permanent și a alocat permanent bani pentru spitale. Sunt secții care s-au reabilitat, care arată în regulă.
Dar totul a fost dat peste cap de pandemia asta. Dar nu mai sunt aceleași fluxuri. Au venit cei mai mulți bani din istoria spitalelor. Deci chiar au venit cei mai mulți bani și acum se putea profita să se facă foarte multe. Mai sunt 5 minute din această emisiune, așa că intru cu dumneavoastră puțin să mă plimb și prin politică, având în vedere că pe domnul Orban astăzi l-ați exclus cumva PNL-ul și vă întreb dacă n-a durut cumva treaba asta, având în vedere că dumnealui spune că este și cel care l-a propulsat pe Iohannis președinte și cel care a luat jumătate, nu, aproape din voturi atunci când să nu uităm. A fost alegerea președintea lui de partid. Da, dacă facem un pic de istorie, ne aducem aminte, sau cel puțin eu, din câte mi-aduc aminte, președintele de campanie în primul tur al alegerilor pentru când președintele Iohannis candidat pentru funcția de președinte a fost domnul Blaga. E adevărat că toți am pus umărul pentru sau ne-am dat votul, am adus prieteni care au votat sau i-am făcut campanie. Dar eu zic că mintea aia limpede din spatele candidatului la momentul respectiv a fost Vasile Blaga, care este un foarte bun organizator, cei care au lucrat cu el îl știu. Nu putem să negăm nici aportul lui Ludovic Orban până la urmă, dar părerea mea, Ludovic a ales o modalitate urâtă de a ieși din partid și din politică. Nu vă e teamă că va ieși și cu mai puțin de jumătate din partid? Că ați văzut câte voturi lase pentru președinte. Nu. Eu sunt de acord. Astăzi l-au exclus în mod oficial, dar domnul Orban s-a exclus singur cu mai mult timp în urmă. Dacă vă uitați acum ceva timp pe Wikipedia, vedeți că acel partid pe care a zis că l-a înființat exista și era trecut ca și persoana care l-a înființat, Ludovic Orban. Bun, dacă tu ai înființat un partid, înseamnă că ești membru acelui partid și automat nu mai ești membru la care ai fost. Deci, dacă iau după prevederile, eu știu, statutare, legale, dumnealui nu mai era de mult membru al PNL. Ceea ce a făcut ulterior cu acele ieșiri care n-au prea fost la locul lui, pentru că la locul lor, mă scuzați, toate chestiile astea se discută în partid. Știți bine că am avut și noi pe aici câteva ieșiri, să zicem așa. Tamponări, să le spun. Tamponări care au ieșit în presă și care nu sunt în regulă, pentru că tot ce ai de spus pui acolo la partid. Da, îți speli rufele, nu știu, te beștelește. Ca o familie, nu? Să nu ne audă vecinii, cum spunem, da? Dar ne certăm, dar să nu ne audă vecinii. În momentul în care am ieșit pe stradă, suntem noi, deci nu mai suntem o echipă, ăștia suntem, pentru că tragem la aceeași căruță. De reproșat, poate avem să ne reproșăm multe unul altuia, dar câteodată unii, să zicem așa, le mai lăsăm, că azi că trec de la sine, le mai înghițim, mai cu noduri, mai cu aia, trecem peste ele pentru că sunt colegii noștri. Dar sunt alții care, din păcate, nu trec peste ele și uite unde ajungem. Și o ultimă întrebare, că suntem pe final de emisiune. Aș vrea să-mi spuneți dacă aveți încredere în această alianță care încearcă să se compacteze acum PSD-PNL, având în vedere că, și noi pe surse aflăm tot felul de lucruri, și USR-ul este în măsură acum să spună acceptăm absolut tot, nu mai țineți-ne lângă voi. Da, în politică niciodată să nu spui niciodată și eu cel puțin am avut o regulă. Nu încerca să te cerți iremediabil cu cineva acum, pentru că mâine te vei întâlni cu el la masă și vei negocia din nou. Ziua, Așa că ăștia nu, cum se spun, strigătele la unul la altul care au avut loc până acum nu și-au avut rostul. Nici PNL-ul la, să zicem, la PSD, nici USR-ul la PNL, nici PSD-ul la PNL. Deci nu și-avea rostul să, eu știu, sunt declarații politice, le spui într-o anumită conjunctură la un moment dat, dar totuși, nu, adică părerea mea, nu așa faci politică. Politică o faci pentru oameni, până la urmă. Așa e și, până la urmă, ei sunt cei care suferă cel mai mult. Ei sunt cei care de o lună de zile plus 10 zile trecute, iată, nu au guvern, au unui interimar care știm că are niște poziții limitate. Da, are niște atribuții limitate, pentru că, vedeți, la momentul ăsta se putea face, să zicem, o rectificare de buget, pentru că sunt încasări la buget. Se așteaptă fondurile, nu? Care aloca mai mulți bani chiar și pentru OATA, nu numai
a cincea parte din suma solicitată de noi, dar să asta este, ne cârpim cu ce putem, da. Ne descurcăm cum putem. Domnul prefect, mulțumesc mult că ați fost alături de noi, de cei care ne ascultă și ne văd în Media Online, vă așteptăm și cu alte ocazii și vă doresc mult succes. Mulțumesc mult, o zi bună tuturor. O zi bună tuturor, la revedere! Am muncit un an întreg. Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Mihaela Andreescu.